Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru că ați venit la închinare. S-a un psalm frumos în această seară și tot dintr-un alt psalm, aș vrea să citesc și eu câteva versete. Psalmul 141, dacă doriți puteți deschide împreună cu mine. Vă dau citire primele două versete, psalmul 141. Doamne, eu te chem, vină de grabă la mine, Ia minte la glasul meu când te chem. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Amin. Ce spune primul verset? Doamne, eu te chem. Vină de greabă la mine. Ia minte la glasul meu când te chem. Într-o vreme ca aceasta, când sunt atâtea lucruri care împiedică închinarea în modul liber înaintea lui Dumnezeu, suntem chemați să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul. Suntem chemați să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, în aceste momente eu te chem, vino de grabă la mine, nu mai amâna, Doamne, am nevoie de prezența Ta, am nevoie de Tine acum, acum și aici. Și nu doar la casa Ta de rugăciune, ci în fiecare zi, acasă, la servici, oriunde. Am nevoie de Tine, Doamne, acum. Când te chem, vino de grabă la mine. Îmi place ceea ce spune versetul 2. Că tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jorfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Oare de ce face psalmistul David această legătură între tămâie și rugăciune? Spune că tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta. Vă invit dacă doriți să deschideți împreună cu mine la Exod capitolul 30 și vă da citire la câteva versete să vedem ce vrea să spună de fapt uh, psalmistul David prin aceste cuvinte, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta. Exod, capitolul 30 ne vorbește despre cum a pruncit Dumnezeu să se să întocmească altarul tămâierii, cum să se facă și unde să-l așeze. Și haideți să deschidem și să citim versetul 6 și 7. Să așeze altarul în fața perdele din lăuntru care este înaintea chivotului mărturiei în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Aron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele. Și versetul 8, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Amin. Ați fost atenți la versetul 6. Unde trebuia să fie așezat altarul tămâierii? cel pe care trebuia dus să tămâie și dimineața și seara. Unde trebuie să fie așezat? Versetul 6. Să așeze altarul în fața perdelei din lăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei. Chivotul mărturiei era locul prezenței lui Dumnezeu, era locul în care nu oricine avea acces acolo, decât marile preot și atunci, doar o singură dată pe an, ca să facă ispășire înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea chivotului mărturiei era acea perdea care închidea chivotul, să nu fie văzut de toată lumea, și imediat înaintea perdelei era altarul tămâierii. Pentru că între Dumnezeu și tămâia, între Dumnezeu și rugăciunea noastră a fost doar o perdea care Hristos a rupt-o în momentul învierii sale, în momentul morții sale, perdeaua s-a rupt. Pentru că între Dumnezeu și rugăciune să nu mai fie nicio piedică. Suntem chemați în această seară înainte lui Dumnezeu să-l mijlocim înaintea lui și să, să știm că avem libertatea să ne rugăm direct lui Dumnezeu, fără nicio piedică, pentru că nu mai există nimic între rugăciunea noastră și Dumnezeu. În momentul în care acea perdea din Templu s-a rupt, între altarul tămăierii pe care se ardea tămâie în fiecare dimineață și fiecare seară, și chivotul lui Dumnezeu, care reprezenta prezența lui Dumnezeu, nu mai era nimic. Sunteți chemați în această seară să înțelegeți că, înaintea lui Dumnezeu, ești liber să vii în rugăciune. Și ceea ce îmi place foarte mult la ce am citit din, din Exod, Aron trebuia să facă acest lucru, să aducă tămâie dimineața și seara. Dimineața când pregătea candelele și seara când le așeza, când le punea. Pentru că rugăciunea și lumina, ca și în Vechiul Testament, tămâia și candelele merg mână-mână. Mână. În această seară, și în această zi și în perioada aceasta dificilă, când întunericul începe să prindă rădăcini și să se extindă, biserica în sine și fiecare dintre noi trebuie să luminăm. Și nu vom putea decât când vom înțelege că trebuie să mergem mână-mână rugăciunea cu lumina pe care lumea o așteaptă și pe care Dumnezeu o așteaptă să dăm. Nu vom putea să fim o lumină în lumea aceasta dacă neglijăm rugăciunea. Nu vom putea să, să arătăm prezența lui Dumnezeu în viața de zi cu zi, dacă noi nu ne facem timp de rugăciune. Motivul meu din această seară este haideți să înțelegem că avem libertatea să venim înainte lui Dumnezeu în rugăciune fără nicio piedică și între rugăciunile noastre și Dumnezeu nu este nimic care să împiedice rugăciunea noastră decât eventual o inimă rea sau o rugăciune fără sens, făcută doar așa de dragul de a umple timpul. Dacă ești sincer înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care te primește. Al doilea lucru, Înțelege că lumina pe care trebuie să o, să o dai în lumea aceasta, lumina pe care trebuie să o arăți celor din jur, lumina lui Dumnezeu, merge mână în mână cu rugăciunea. Ai nevoie să stai pe genunchi ca să se lumineze în jurul tău. Au fost situații, poate unii frați pot mărturisi cu acesta, situații în care s-au întâlnit în case oameni la rugăciune și au stat în închinare înaintea lui Dumnezeu și au venit persoane din jur, din sat și au spus ce se întâmplă cu casa respectivă, parcă e în flăcări. Nu, era lumina lui Dumnezeu doar, era rugăciunea care mergea înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați în această seară să venim în rugăciune, să mijlocim pentru noi, să mijlocim pentru biserici, să mijlocim pentru cei bolnavi, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu necurmat. Și dimineața, și seara, și necurmat. Și astfel vom putea lumina înaintea lui Dumnezeu și astfel vor vedea, ce cei din jur lumina lui Dumnezeu. Ai nevoie de rugăciune, ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. Așa cum am citit, Doamne, când te chem, vină de grabă la mine. Nu am am nevoie de Tine. Vă invit să, ne ridicăm și să facem această rugăciune înainte, înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem, Doamne, vină de grabă la mine. Învață-mă să stau necurmat înaintea Ta. Învață-mă să stau în rugăciune. Învață-mă să înțeleg de fapt că lumina pe care trebuie să o răspândesc o pot răspândi doar stând în rugăciune cu tine. Haideți să cerem Lui Dumnezeu un de rugăciune peste noi, peste fiecare, ca și familii, ca și persoane, ca și biserică și vindecare peste cei care sunt bolnavi. Toate se pot rezolva prin rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!